În primul rând, domnule ministru, cum vă descurcați cu două ministere în acest moment? Este într-adevăr destul de greu, dar în același timp ambele ministere sunt de interes și importanță majoră pentru România, fie că discutăm de digitalizare și cercetare, care înseamnă România viitorului, fie că discutăm despre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care înseamnă dezvoltarea României. Sunt oarecum două ministere în legătură. Sunt ministere care sunt, cum spuneam, de importanță strategică, au ca și element comun fondurile europene, dar ambele sunt cu dificultățile și obstacolele inerente pe care le întâlnim în viața de zi cu zi, în general în ministere. Rostul ministrului acesta este ca să asigure funcționalitatea lucrurilor și să facă astfel încât lucrurile să meargă în sensul bun și așteptat de către oameni. Dacă ar fi să facem o comparație, care minister vi se pare mai greu? Cel al cercetării? Sau cu greutate, nu știu, cu mai multe responsabilități? De departe, Ministerul Fondurilor Europene are misiunea de a asigura absorbția a 80 de miliarde de euro, iar volumul acesta de resurse financiare vorbește și despre complexitatea mecanismelor financiare și administrative pe care le avem depus la punct și desigur că aici lucrurile sunt într-o zonă de complexitate care necesită pentru conducător și un anumit nivel de cunoștințe necesar pentru ca să poată să ia deciziile. Bună oară! În această dimineață am avut discuții cu autoritatea de management a programului operațional Competitivitate, care organizează și este în curs de pregătire a unui apel mult așteptat de către întreprinderile mici și mijlocii pentru activități de producție și servicii și mi-a luat 4 ore, astfel încât să putem să discutăm despre toate detaliile care sunt aferente unui astfel de apel de proiecte, dar pentru a lua o decizie bună e nevoie de timp și de implicare, astfel încât șansa aceasta unică pe care România o are să poată să fie valorificată la maxim. Fie că discutăm despre mediul de afaceri, fie că discutăm despre infrastructură, indiferent de natura proiectelor de infrastructură, fie că discutăm despre partea socială, toate acestea sunt domenii cu impact major pentru România și ar fi păcat ca România să piardă această șansă pe care o are, cum spuneam, unică, ca cineva să-ți dea banii, să nu ți-i mai ceară, iar tu să ai misiunea de a asigura dezvoltare și un trai mai bun pentru cetățenii României. Și pentru asta trebuie să avem un plan, un proiect. Pentru aceasta trebuie să avem, într-adevăr, un plan. Trebuie să avem, de fapt, mai multe documente strategice pe care Uniunea Europeană ni le cere pentru ca să accesăm banii. Și este o școală pentru noi, pentru țară, ca având aceste documente strategice să urmăm pașii pe care i-am pus pe hârtie și să obținem de asemenea rezultatele pe care ni le-am planificat, pentru că este mecanismul acesta de accesare a fondurilor europene extrem de complex, de dificil, de sensibil, pentru că trebuie să asigurăm în permanență Comisia de utilizarea conformă și eficientă a banilor pe care ni-a alocat. Nu mai vorbim de întreaga birocrație care este în spatele. Da, este o problemă de care se plânge toată lumea, problema aceasta a birocrației. Un prim pas enorm s-a făcut în anul 2020, când s-a interzis autorităților de management ca să solicite beneficiarilor documentele listate pe hârtie. Dar că vorbim de birocrație, un proiect care
va contribui masiv la simplificare și debirocratizare va fi cel al cloud-ului guvernamental, pe care tot din fonduri europene îl avem ca finanțare asigurată și este un proiect care este atât de important cum sunt autostrăzile, cum e, dacă vreți, partea de educație, sănătate, pentru că este coloana vertebrală de modernizare a României și de asigurare a unor servicii publice moderne, unor servicii publice transparente, debirocratizate, așa cum și-l dorește orice beneficiar de servicii publice, orice cetățean din România. Așa cum regăsim, domnule ministru, și în oricare alt oraș din Uniunea Europeană, în oricare altă țară. Am discutat cu ambasadorul Danemarcei, am avut de curând o discuție cu dumnealui și mi-a spus că în Danemarca inclusiv divorțurile sunt în online și aceasta spune foarte multe despre nivelul de birocratizare, de nivelul de digitalizare. Nu întâmplător, România se găsește din punctul de vedere al digitalizării, indicatorul european care urmărește nivelul de digitalizare al țărilor, ne arată că suntem pe ultimul loc. Deci avem mult de lucru în acest domeniu al modernizării serviciilor publice, iar unul dintre proiectele de căpătâi care îl are de implementat România este cel al cloud-ului guvernamental.